Stimați prieteni, bună dimineața! Am hotărât să facem live-ul emisiunii Igor Dodon răspunde astăzi, joi, nu vineri, pentru că mâine avem și alte activități, inclusiv și astăzi avem activități în Raioane, dar fiind în drum pentru următoare întrevedere, am hotărât aici la Sadva, apropo, sunt la Sadva, în casă părintească, deci știți că în fiecare casă, în fiecare sat din Republica Moldova, este o odaie casă care se numește Casa Cea Mare. Adică noi suntem în Casa Cea Mare, de la mine, de la Casa Părintească, de la satul Sadva, și astăzi vom face live-ul de aici. După aceasta voi merge, am astăzi două raioane, ca de obicei două raioane pe zi, este vorba de raionul Rezina și raionul Șoldănești. Și dacă am vorbit de raioane, vreau să spun că am reușit deja până în această zi, practic sunt două zile până la sfârșitul campaniei electorale, am fost în toate raioanele Republicii Moldova, cu excepția la trei, două finalizează întrevederile și mai rămâne raionul Telenești. Deja am organizat peste 225-230 de întrevederi cu cetățenii, adică personal am fost la 230 de întrevederi, circa 230, și am reușit să discut așa, față în față, cu 45-50.000 de oameni. Eu vreau să vă spun că este o practică foarte bună, este o experiență foarte bună și știu că oponenții mei politici, eu stimez poziția fiecărui, agenda fiecărui, tactica fiecărui, dar știu că oponenții mei politici au făcut mai multe întrevederi, mai puține întrevederi în această campanie, s-au axat pe alte accente, pe alte strategii. Eu totuși le-aș recomanda în aceste două zile care au rămas până la sfârșitul campaniei electorale, astăzi și mâine, să fii mai des alături de cetățeni. Așa și cum anterior am convenit cu dumneavoastră, apropo, este o practică destul de bună, să primim mesaje în format video. Eu vreau să vă mulțumesc că astăzi avem 19 sau 20 de mesaje video, întrebări video. Mă bucur că sunt și câteva 4-5 din partea mass media. Eu vă încurajez, stimați jurnaliști, să faceți uz de această nouă posibilitate de a acorda întrebări în format video. Deci haideți să începem întrebările video, după care avem vreo 4-5 în format de text care au venit de la cei care ne urmăresc permanent. Și după aceea mergem cu întrebările care vor fi în regim online. Mergem cu prima întrebare. Domnule Dodon, tinerii din ziua de astăzi pleacă de acasă din cauza că nu au salarii decente. Pentru dumneavoastră aceste salarii decente sunt o prioritate? Cum veți proceda pe viitor ca tineretul să aibă la ei acasă salarii decente? Vă mulțumesc! Mă bucur că astfel de întrebări nu doar din partea tinerilor, dar și din partea pensionarilor. Evident că tineretul și crearea motivării necesare, crearea condițiilor necesare ca tinerii să rămână acasă, să rămână în Republica Moldova, pentru noi este o prioritate. Eu am menționat în cadrul emisiunilor anterioare și în cadrul multiplelor întrevederi pe care le-am avut, că pentru tineret este foarte important câteva elemente. Studiile, locul de muncă și, evident, familia. Pentru fiecare din aceste etape, eu împreună cu echipa noastră, împreună cu Guvernul Republicii Moldova, am pregătit mai multe și am lansat deja mai multe programe naționale. De exemplu, acum o să venim cu un program foarte clar, cum o să asigurăm studii mai de calitate. Eu vreau să spun că Republica Moldova practic a dispărut segmentul de mijloc, este vorba de învățământul profesionist. Trebuie să facem investiții suplimentare în această direcție, pentru că nu avem specialiști în Republica Moldova. Al doilea, ce ține de locurile de muncă. Am început în acest an lansarea a 17, deja 18 platforme industriale, venind cu unele programe suplimentare pentru tineri, în special în zonele rurale și nu doar, și cred că și în anul următor aceste programe vor fi continuate. De exemplu, recent am văzut că guvernul a aprobat 40 de proiecte pentru programul PARE 1+1, 10 milioane de lei formă de grant care vor fi acordate din bugetul de stat pentru cei care revin acasă și vor să-și lanseze o afacere. Astfel de programe vor fi și mai multe în anul următor pentru a da posibilitate tinerilor să se angajeze în câmpul muncii, să-și lanseze o afacere și să rămână la noi acasă. Și cunoașteți programele noastre referitor la prima casă, suportul pentru tinerile familiei care doresc să-și construiască sau să-și cumpere locuință. Eu cred că aici sunt posibilități suplimentare. Eu cred că noi putem să facem rost de
resurse financiare mai ieftine, pentru a asigura o linie de creditare pentru procurare locuințe nu de 10-15 ani, dar, de exemplu, de 30-35 de ani. Este o practică internațională, este vorba de așa numită ipotecă pe termen lung pentru familiile tinere. O astfel de program ar putea fi lansat chiar în anul următor cu suportul nostru, cu suportul conducerii țării, echipei noastre care am elaborat deja prima casă, dar trebuie să mergem mai departe. Bani mai lungi și mai ieftini pentru familiile tinere. Așa că, stimați și dragi tineri, știu că mulți dintre dumneavoastră se gândesc să finalizeze, să absolveze universitatea și să plece din țară. Vă rog foarte mult. Acasă, aici în Republica Moldova, sunt și vor fi posibilități mult mai mari. E mai bine să stăm aici acasă. Să ajutăm părinții, să ajutăm țara pentru a se dezvolta mai departe. Așa că vă îndemn să rămânem acasă. Mulțumesc pentru întrebare. Bună ziua! Mă numesc Bazilic Dumitri. Sunt născut la 19 august 1988 în Republica Moldova, raionul Ocniță, satul Păiana. Domn președinte, m-am adresat către dumneavoastră în formă scrisă, doar mă adresez și în format video. Domn președinte, la data de 25 martie am depus actele la Ambasada Republicii Moldova cu număr de înregistrare 702-181 pentru a renunța la cetățenie Republicii Moldova, deoarece sunt cetățean al Federației Ruse, împreună cu familia locuiesc. Am nevoie de acest document pentru a mă angaja la un lucru stabil pe specialitate. Vă rog frumos, nu ignorați acest mesaj, domn președinte, ajutați în cel scurt timp de a primi acest document. Mulțumesc mult pentru atenție, eu vă doresc succes la alegerile. La revedere! Dumitru, eu am primit această informație de la dumneavoastră, eu chiar am verificat la colegi, este la examinare la comisia care este în cadrul instituției prezidențiale și eu cred că în timp apropiat va fi luat o decizie. Eu o să explic celor care ne privesc de ce cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare, unii dintre ei, doresc să renunțe la cetățenia Republicii Moldova. În mai multe state, de exemplu în Federația Rusă, pentru a fi angajat într-o instituție de stat, nu se admite cetățenia dublă. Adică, dacă nu activezi în instituție de stat, nu e problemă. Poți să ai și cetățenia rusă și cetățenia Republicii Moldova. Dar dacă vrei să fii angajat într-o instituție de stat în Federația Rusă, atunci obligatoriu trebuie să ai cetățenia doar a Federației Rusă. Iată, iată și mame. Da. Nu vă deranjez. Mulțumesc. Ceaiu. Mulțumim. Așa, acasă e bine, pentru că mama tot timpul e alături, ajută. Deci, am vrut să vă explic că se dorește renunțarea la cetățenie, în special, deoarece legislația celor țări presupune că pentru a fi angajată în instituțiile de stat trebuie să ai doar o cetățenie. Apropo, dacă vorbim de numărul de retrageri sau de refuzuri a cetățeniei Republicii Moldova, un lucru foarte interesant, cele mai multe cereri de retragere sau de refuz sunt din partea cetățenilor Republicii Moldova care sunt amplasați în Germania. Pentru că în Germania cerințele față de o singură cetățenie sunt mult mai dure. Și eu chiar mi-era interesant când am primit dinamica, numărul de solicitări, cele mai multe solicitări sunt din partea cetățenilor noștri care se află permanent sau temporar sau deja vor să se angajeze undeva în Germania. Așa că, Dumitru, noi o să facem tot posibilul ca această cerere a dumneavoastră să fie examinată cât de rapid pentru că dumneavoastră puteți să vă angajați conform specialității. Добрый день, Игорь Николаевич. Меня зовут Виктор Куляк. Я являюсь пастором церкви Эммануил Союза Пятидесятников Республики Молдова, а также директором христианского центра Сарепта в коммуне Саратогалбина Хинчерского района. В ваших выступлениях вы очень много говорите о православной религии в нашей стране. Хотелось бы узнать ваше мнение по отношению к другим религиозным культом, зарегистрированным в Республике Молдова. Заранее благодарим. Господин пастор, спасибо большое за то, что вы задали этот вопрос. Согласно Конституции Республики Молдова, все граждане Республики Молдова свободно
в избрании той религии, к которой они относятся. Поэтому, вы знаете наверняка мою позицию, я ее неоднократно публично озвучивал. Я являюсь православным христианином. И в Республике Молдова более 90%, 93%, если не ошибаюсь, граждан Республики Молдова православные. Но есть еще 5, 6, 7% граждан, которые имеют другие религии, другие культы. И Конституция им это позволяет. Каждый гражданин Республики Молдова имеет право. Имеет право быть православным, или там пятидесятником, или баптистом. Или... Это его личное мнение и его личный выбор. Поэтому, конечно, я православный, потому что все мои, мои родители, мои все родственники, мой дедушка, мой прадедушка, все мы были православны. И как гражданин Республики Молдова, и, конечно, поддерживаю православие. Но как президент Республики Молдова, я являюсь президентом всех граждан нашей страны. И православных, и тех, которые веруют или являются частью другой религии. Поэтому никаких вопросов и никаких проблем для других культов, я считаю, что согласно Конституции, не может быть. Очень важно, что большинство других религий Республики Молдова, других культов, они делают все возможное, чтобы развивали те же ценности. Вот я знаю, что кроме православных, которые я говорил, подавляющее большинство, и баптисты, и пятидесятники, и все другие тоже выступают за наши традиционные ценности, выступают за традиционную семью. Я буквально 2 года назад провел в Кишиневе Всемирный конгресс, конгресс семьи. Всемирный конгресс семьи. Это впервые было в нашей стране. Были представители более 40 стран. И там были и православные, и католики, и баптисты, и адвентисты, и так далее, и так далее. Очень важно, что мы все вместе ратуем за те же традиционные ценности, за традиционную семью. Мы вместе выступаем против некоторых ценностей, которые нам чужды. Мы выступаем против этих маршев сексуальных меньшинств в нашей стране. Я знаю, что и вы, и мы, и я, как православный, выступаем за те же ценности. Поэтому Конституция гарантирует всем право выбора. И я, как президент, являюсь президентом и православных, и, безусловно, президентом и других религий, которые есть в Республике Молдова. А как гражданин, я православный, и, конечно, моя семья – это православные христиане, и мы стараемся поддерживать и нашу церковь. Спасибо большое. De ce nu participați în dezbaterile electorale? Există speculații că ați avea frică față de anumiți contracandidați. Foarte bună întrebare. În ultimul timp tot mai des mă întreabă unii oponenți politici chiar și unii cetățeni, domnule, dar poate să mergeți la dezbaterile electorale și să le arătați lor cu tip 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Nu, haideți întâi să ne clarificăm pentru ce sau cine cere aceste dezbateri electorale, pentru ce, cu ce scop. Cu regret, unii concurenți electorali, unii oponenți electorali de-a mei confundă campania electorală cu briefing-urile de presă sau cu discuțiile în rețelele de socializare. Eu sunt gata să discut cu oricare, dar să discutăm despre proiectele cum dezvoltăm Republica Moldova. Cum hotărâm o problemă sau alta? Cum hotărâm problema drumurilor, pensiilor, salariilor, locurilor de muncă și așa mai departe? Dar nu discuții sterile despre cine și ce a făcut până acum sau învinuiri sterile care vin în fiecare zi. Eu am văzut că marea majoritate oponenților politici își creează strategia toată cu critica actualului președinte. Eu am spus-o recent la o emisiune că dacă le scoți din gură cuvântul Dodon, ei nu au ce vorbi. Care este sensul să mergi la astfel de dezbateri cu 8 sau cu 7 candidați? De ce eu am ales să fiu în discuții permanente cu cetățenii Republicii Moldova? Unii lipsa de profesionalism, pentru că nu știu despre ce să vorbească, încearcă să o completeze prin populism. Mai bine să fii profesionalist decât populist. Mulți dintre cei care mă cheamă la dezbateri sau vin pe la întrevierile mele electorale încearcă să provoace discuții sterile, inutile,
să blocheze activitatea mea în, sau întrevederile cu cetățenii Republicii Moldova. Recent am avut un caz de asta, când un gopnic a încercat să blocheze. Ați văzut cum lumea a vrut să-l făgărească din sală. Păi haideți să ne respectăm reciproc. Eu respect fiecare oponent politic. Fiecare concurent care mă critică în fiecare zi. Pentru că eu am ales să vorbesc despre soluțiile necesare pentru Republica Moldova. Noi avem nevoie de drumuri. Dar pentru a construi drumuri avem nevoie de bani. Noi avem nevoie de școli, de apă, de canalizare, de o mulțime de proiecte. Pentru aceasta avem nevoie de mijloace financiare în buget. Pentru a avea mijloace financiare în buget, noi avem nevoie de activitate economică. Pentru ca să fie oameni care plătesc impozite. Apropo, ieri, așa că mă întorceam din Raion, ieri a fost la nord, în Raionul Râșcani și Raionul Droche, am privit interviul domnului prim-ministru, domnul Chicu. Cifre foarte interesante. Foarte interesante. Fondul de salarizare în anul curent, față de anul trecut, a crescut cu 1,3 miliarde de lei. 1,3 miliarde de lei. În condiții de criză. În condiții de secetă, de pandemie, în acest an au crescut salariile în Republica Moldova. Despre aceasta trebuie să vorbim. De ce am reușit? Cum o să facem mai departe? Dar dezbaterile, în caz dacă, dacă va fi turul 2, eu cred că poate să nu fie turul 2. Dacă va fi turul 2, se poate de mers la o dezbatere, maximum 2. Nu să facem caravela pe la toate posturile TV din Republica Moldova. Facem 2 dezbateri. De exemplu, joie în prima săptămână și a doua joie într-a doua săptămână. Și discutăm acolo. Discutăm despre toate problemele care sunt. La o platformă neutră, la televiziunea națională. Dar acum, până ziua de duminică, eu nu văd niciun sens să mergem la dezbatere. După cum am menționat, 230-240 de întrevederi cu cetățenii. Eu cred că sunt mult mai utile și mult mai importante decât dezbaterile sterile de la televiziuni la această etapă. Așa că, cum am menționat și din start, eu vă invit, stimați oponenți politici, să mergeți în teritoriu, să discutați cu oamenii. Și o să auziți la ei foarte multe lucruri interesante. Iar dezbaterile, show-urile, pe mine nu mă caracterizează. Eu sunt omul, președintele, politicianul lucrurilor concrete. Merg și discut cu oameni. Și vreau să spun că oamenii apreciază foarte mult acest lucru. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Ana Prisiașniuc, reporter la postul de televiziune Primul Moldova. Domnule Dodon, Federația Rusă a anunțat că va susține fermierii din Moldova care au avut de suferit în urma secetei aspre din acest an. Este vorba despre un lot de carburanți în valoare de peste 100 de milioane de lei. Întrebarea mea este, când va ajunge acest ajutor la agricultorii din țara noastră? Într-adevăr, conform înțelegerilor pe care le-am avut cu domnul Putin, anterior, am avut o discuție cu președintele Federației Rusiei în luna septembrie, dacă nu știu, scurt mai discuție, dar anterior, încă în vară, am solicitat un suport pentru agricultori. Și ați văzut că în această săptămână este vorba de 275 de milioane de ruble, nu știu cât ar fi în lei sau în dolari, un suport pentru susținerea agricultorilor din Republica Moldova. Eu știu că guvernul trebuie să aprobe și un regulament în acest sens, cum vor fi repartizați acești bani și când. Abordarea noastră care am discutat anterior, încă în plan, înainte de campanie electorală, colegii de guvern, era următoarea. Este vorba de suport pentru grupa a doua, grupa întâia de cerealieri. Noi am acordat acel suport de peste 300 de milioane de lei și acum au fost ceva liste suplimentare, 30 milioane de lei de asemenea au fost acordați aceste mijloace. Dar dacă vorbim de grupa a doua, este porumbul și floarea soarelui. Este vorba de 750-800 de mii de hectare de cerealiere de grupa a doua, care au fost afectate în proporție de peste 60%. Și oamenii așteaptă un anumit suport financiar. Agricultorii mă întreabă în fiecare zi, la fiecare întrevedere. Noi am discutat cu guvernul să încercăm să ajutăm agricultorii în două etape. Prima etapă în acest an, acum toamna, cu motorină pentru pregătirea terenului. Este vorba de 20-25 de litri de motorină la hectare până la 30 de litri. Adică este vorba de 30 mulțit cu, sau 25 mulțit cu 700 de mii sau 800 de mii, 20-23 de mii de tone de motorină avem nevoie. Și eu cred că aceste mijloace, în mare parte, vor fi utilizate pentru compensarea acestor cheltuieri pentru grupa a doua. Iar în primăvară să ajutăm agricultorii pentru semănatul de primăvară. Este vorba de să ajutăm la procurarea semințelor. Așa că acest ajutor,
care a venit din partea Federației Rusă este foarte important. Este tăman la țang. Este vorba de lucrările de toamnă care acum au loc. Și sper foarte mult că în următoarele săptămâni acest ajutor va ajunge la destinație. Probabil, în afară de acești bani, vor mai fi nevoie și de surse suplimentare, deoarece 275 milioane de ruble rusești cât e, undeva în jurul la 5-6, câte milioane de, 256, dacă împărțim la 6, 3-4 milioane de dolari. E vorba de 60-70 de milioane de lei. Evident că ne mai trebuie, încă în jur la 100 de milioane de lei dacă mergem pe formula de acordare a compensației motorinei la hectar. O să găsim aceste mijloace și o să facem tot posibil să ajutăm agricultorii. Mulțumim pentru întrebare. Domnule președinte, bună ziua! În 2017 spuneați că în funcții de conducere trebuie să se afle doar cetățeni ai Republicii Moldova. Iată că, între timp, s-a dovedit a fi nu chiar așa, iar majoritatea oamenilor din anturajul dumneavoastră, precum premierul Ion Chicu, ministrul Pavel Voicu, șeful adjunct al Direcției Protecție a SPPS, dar și majoritatea angajaților din cadrul aparatului președinției, dețin astăzi cetățenie română. Cum se face că dubla cetățenie a persoanelor cu funcții de răspundere nu mai reprezintă o problemă astăzi pentru dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Pentru mine rămâne o prioritate în continuare ca persoanele cu dublă cetățenie să nu fie în conducerea statului. Și eu cred că este o problemă că acum din 8 candidați la funcția de președinte, 5 candidați au cetățenie altul stat. Ce înseamnă un președinte care va avea cetățenie altui stat? Există riscul că la o anumită etapă ar putea să nu reprezinte doar interesele statului nostru. Eu rămân pe poziția că nu doar președintele, când conducerea de vârf a țării ar fi bine să fie cetățeni doar ai Republicii Moldova. Acum, în ceea ce ține de unele persoane din anturajul, nu majoritatea, unele persoane din anturajul președintelui, din guvern, care au dublă cetățenie. Legislația Republicii Moldova, cu regret, nu are careva restricții la acest capitol. Și vă explic de ce. Pentru că, conform legislației, toți cetățenii Republicii Moldova pot să dețină una, două, trei, patru cetățenii ale altui stat, inclusiv funcționarii publici. Noi am încercat să modificăm legea încă anterior, în 2008-2009, dacă nu greșesc, să modificăm legea să interzicem cetățenilor străini sau celor care au dublă cetățenie să fie în organele de vârf ale țării. Dar atunci această lege a fost declarată că nu corespunde tratatelor internaționale. De ce? Pentru că prin anul 2003-2004, nu mi-aduc aminte exact, Moldova, când era Voronin președinte, a semnat un acord internațional și conform acestui acord, noi nu putem pune interdicții pentru cetățenii Republicii Moldova de a avea alte cetățenii. Și acest acord a fost semnat fără rezerve. Alte țări care au semnat acest acord au pus virgulă, rezerve și au spus că în acel acord, în momentul ratificării, în momentul semnării, că statul poate să introducă restricții pentru unii funcționari de stat. Ce trebuie să facem noi? Atunci, noi nu am pus această opțiune, nu am pus această virgulă pentru Republica Moldova și suntem în situația când orice lege în interior care ar interzice dubla cetățenie pentru persoanele din organele de stat se declară automat că nu este constituțională pentru că contravine tratatelor internaționale. De aceea, ce trebuie să facem noi? Și eu voi insista pe acest aspect. Noi trebuie să revedem acel acord la care facem parte, acord internațional, și să introducem o excepție pentru anumite categorii de funcționari înalți de stat. După aceea, să modificăm legislația și să impunem aceste restricții. Aceasta este opinia mea și eu voi rămâne în continuare pe poziția că, conform legislației în vigoare, conform interesului național, ar fi bine ca să introducem aceste restricții. Atât timp cât aceste restricții nu au fost introduse, fiecare cetățean are dreptul să aibă și eu. Cetățenia altui stat, indiferent dacă este într-o funcție publică sau nu. De ce rămân ferm pe aceeași poziție? Eu consider că persoanele care sunt în conducerea țării trebuie să aibă doar cetățenia Republicii Moldova, dar pentru a atinge acest obiectiv, noi trebuie să modificăm legislația care ar interzice și ar pune restricții foarte clare. Pentru aceasta v-am spus care este parcursul. Vă mulțumesc!
președinte, eu sunt Gheorghiță Alexandru, cetățean al Republicii Moldova. Vă rog frumos, din suflet, să-mi ajutați să, în situația noastră complicată, să-mi ajutați ca soția mea civilă, care este în Rusia, să ajungă aici în țară, în Republica Moldova, pentru că noi avem scopul să încheiem căsătoria, să facem cununie, deja totul e pregătit. Și eu am venit din altă țară și am venit cu scopul acesta. Încercarea ei de a veni aici a fost oprită, în aeroportul Domodedovo a fost oprită de lucrătorii Air Moldova și întoarsă înapoi, precum că nu are motive suficiente ca să vină în țară. Înainte de a se porni, noi ne-am informat și toate sursele pe care noi le-am accesat, presa, pe site-ul ambasadei Rusiei, era informația precum că cetățenii ruși pot să meargă în Republica Moldova fără obstacole. Domnul Gheorghiță, da? Alexandru. Da, Alexandru, da? Alexandru, mulțumesc pentru acest mesaj. Colegii îmi spun că a fost și mesajul din partea viitoarei soții a dumitale, care este, dacă nu mă greșesc, ați spus că e în Sochi, da? Din Sochi, Moscova. Da, din Sochi blocată Moscova. Alexandru, dați-ne, vă rog, detaliile într-un mesaj privat. Dați-mi detaliile telefoanele și a dumneavoastră și a soției viitoare a dumneavoastră și o să facem tot posibil să vă ajutăm. Și sper să mă invitați la not. Haideți să facem așa un challenge, o provocare. Dumneavoastră îmi dați telefonul, noi, eu cred că o să găsim posibilitatea să hotărâm această problemă și mă invitați la nuntă și eu o să vin la nuntă dumneavoastră, că public vă promit, vin la nuntă dumneavoastră, nu știu când ați planificat-o, acum toamna sau în primăvară sau la iarnă, dar eu găsesc 5-10 minute și o să vin la nuntă dumneavoastră, cu atât mai mult că o să vă ajut să fiți împreună. Deci dați în contacte și la sigur, eu cred că o să găsim o soluție. Și chemați-mă la nuntă. Cine gătește mai gustos? Soția? Mama dumneavoastră? Sau soacră? Îmi pare că asta e întrebare provocatoare. Clar că toate trei doamne, și prima doamnă, și mama primii doamne, și mama președintelui gătesc foarte bine. Dar este ceva specific la fiecare dintre ele. Eu m-am spus într-o situație așa mai dificil, mai ales mama este pe aici. Dacă spun că soacra pregătește mai bine, super. Dacă spun că mama pregătește mai bine, soacra, când o să mă duc la ea data viitoare, zic cum. Dar este ceva specific pentru fiecare. De exemplu, la Moldovata Veche, la mama soacră, pregătește năhut. Probabil știți, în zona aceea și în zona din Norsk, pregătește năhut. De exemplu, noi la Sadova năhut nu se face. Și e ceva interesant, tradițional, pentru acea zonă, năhut cu carne de rață. Eu, de fapt, nu sunt mare gurman, eu toate rudele și soția știe că eu mănânc absolut tot și nu sunt capricios. La Sadova, toți spun acest lucru, toți care au fost la mine în ospiție, că mama mea pregătește cele mai bune sarmale. Dacă cele mai bune sarmale, găluci, cum se numește la noi, la Sadova, cele mai bune sunt la mama mea. Soția mea încearcă să fac așa unele bucate care sunt mai dietici. Dacă azi dimineața mi-a pus așa farfurie de frunz. Zic, păi, deci mai scos la tață ceva mai solid. Dar așa, soția are grijă să arătăm mai bine, mai zvelt și așa mai departe. Dar un lucru interesant, dacă m-ați întrebat de bucate, ficiorul cel mijlociu m-a frapat câteva luni în urmă. Știți că eu am trei ficiori. Ficiorul cel mare, ficiorul cel mare e Vladislav. Face 18 ani peste 2 săptămâni. Ziua studenților, data de 17. Știți, face sport, face piano. Acum învață limba chineză. Foarte interesant. Zilele trecute când am venit la orele 10:30-11 acasă, într-o la el, engleză deja o cunoaște la perfecție, într-o la el văd că niște semne acolo, zic, ce faci tu? Învăț chineză. Foarte interesant. Vrea să meargă în China, să vadă China. Bine, cred că este un lucru destul de interesant. Joacă bine șah. Cel mijlociu, Bogdan, care are 13 ani, joacă foarte bine tenis de masă. Face zilnic antrenamente 2-3 ore la tenis de masă și din nou m-a frapat o lună jumătate în urmă, în afară de bucate, cu așa ajung la bucate, intru la el, de el cânta la gitară. Cel mijlociu a început să cânte la gitară, să învață pe internet. Dar dacă m-ați întrebat de bucate, de ce m-a frapat, a început să citească ceva cărți de bucate, că
toate că el tot timpul era axat pe alte lucruri, pe sport, pe... Ați văzut, cubic cu rubic, îl face maximum de 10 secunde, recordul lui personal este 8 secunde jumate, din orice formulă el, în 8 secunde jumate face cubic cu rubic. Dar m-a frapat când vine într-o seară acasă, văd că la bucătărie el gătește. Și se spune, ia duși, vezi ce face Bogdanel. Că mă duc, el face steak-uri. De unde și cum s-a luat el la noi povăr, la noi în familie, un bărbat. Dar câteodată, sâmbătă, duminică dimineața, ne pregătește burgeri, pregătește pizza, pregătește... și eu cred că cine știe pe viitor, nu știu, să fie tenisist sau muzician, sau poate să fie un bucătar. Cel micuț încă nu pregătește nimic, el doar papă bine și merge la grădiniță în fiecare zi. Vreau în zilele următoare să-l... am vorbit cu Nicolae Păscaru de la Voivod și vreau să-l dau la ei la antrenament. La Voivod, o să vedem, o să-i placă sau nu. Pe urmă să aleagă altceva. Așa că toate mamele și soția gătesc foarte bine. Cu ocazie, poate, de ce nu, facem o degustare la Moluvata, la Sadova, poate chiar și la mine acasă. Alegem, poate alegem 3, 4, 5. Este o întrebare, apropo, destul de interesantă această întrebare. Poate o să vă invit pe cineva să gustăm împreună. Mulțumesc de întrebare. Domnule președinte, sunteți unul din puținii lideri alături de Vladimir Putin și Donald Trump, care susțineți deschis credința creștină și valorile tradiționale ale familiei, așa cum sunt scrise în Biblie și în Constituție. Întrebarea mea este, care este opinia dumneavoastră cu privire la libertatea religioasă după 1 noiembrie? Vă mulțumesc! Foarte, foarte interesantă întrebare, tânăr din Statele Unite ale Americii. Da, într-adevăr, și eu nu ascund acest lucru, că eu susțin credința, eu susțin valorile tradiționale. Apropo, ieri fiind în raion, în vizitele în raioanele din Nord, în Droche și în Râșcani, alături de mine a fost și o echipă de jurnaliști la Guardian din Marea Britanie. Și cel mai interesant, atunci când între întrevederi, într-un sat, Sturzovka sau Sturzeni, din raionul Râșcani, m-a rugat să le dau un interviu scurt de 5 minute. Pe 5 minute m-au întrebat despre familia tradițională. De ce eu consider că este o prioritate? Sunt de acord sau nu cu unele tendințe liberale în ceea ce ține abordarea familiară care sunt acum în Occident? Eu vreau să spun că eu consider că aceste tendințe nu sunt tocmai binevenite. Aceste abordări că părintele 1, părintele 2 se dispară noțiunea de tată și mamă, eu personal sunt categoric împotrivă. Eu sunt pentru familia noastră tradițională. Am spus și mai sus la altă întrebare, eu sunt pentru valorile tradiționale. Eu sunt împotriva marșurilor minorităților sexuale. Eu consider că noi trebuie să facem tot posibilul să păstrăm ceea ce am primit de la strămoși. Faptul că unii șefi de state și nu doar cei care sunt numiți din Statele Unite și din Federația Rusă, chiar și din Europa foarte mulți sunt. Foarte mulți șefi de state, foarte mulți șefi de guverne sunt pentru protejarea acestor valori. Uitați-vă în Ungaria, de exemplu, în alte țări. De ce eu voi fi pe aceeași poziție și mai departe? În ceea ce ține de, cum ați numit, libertatea religioasă, probabil v-ați referit nu doar la, cum la noi am spus mai sus, este creștinii ortodoxi, dar sunt și alte religii. Am menționat anterior că eu susțin, eu sunt creștin ortodox și ca cetățean al Republicii Moldova, evident că susțin tot ceea ce ține de biserica creștină ortodoxă, dar sunt și președintele Republicii Moldova. Și acele 7-6% de alți cetățeni ai Republicii Moldova care împărtășesc alte religii, ei toți sunt cetățeni ai Moldovei și noi susținem libertatea lor de a alege. Dar marea majoritate, evident, suntem creștini ortodoxi, dar avem și alte culturi. Avem catolici în Republica Moldova. Avem baptiști, avem pitidesiatnici, avem aventiști, avem mulți alții. Fiecare are dreptul la liberă exprimare garantată de Constituție. Și aici nu trebuie să fie niciun fel de restricții. Asta este întrebarea, răspunsul la întrebarea dumneavoastră și încă o dată reconfirm. Sunt pentru valorile noastre tradiționale, pentru familia tradițională în Republica Moldova. Și voi face tot posibilul pentru aceasta. Atât timp cât voi fi și în fruntea statului, dar și după, indiferent de funcție, voi promova anume aceste valori. Prezident Igor Dodon, dacă dumneavoastră câștigați alegerile, tot așa să ajutați în satul nostru să construim și una și alta, mai avem nevoie de
teren pentru copii, mai avem la biserică, avem nevoie să ne ajute cu o leacă de bani. Nu să credeți că dacă se termină alegerile, s-au terminat și visele mele în satele Republicii Moldova? Asta oponenții noștri s-au trezit amu. Ia uitați-vă la mulți dintre politicieni, amu s-au trezit să o porni prin sat. Apropo, când o să vie cineva din alți candidați, să-i întrebați, băi, dar unde ați fost până? Unde ați fost voi până? De ce n-ați fost până acum în noi în sat? Eu, după cum știți, am fost în 600 de localități în patru ani. Iar doar în aceste 4 săptămâni, deja am spus 230 de întrevederi și voi continua aceste vizite. De aceea, evident că pentru noi, tot ceea ce ține de infrastructura în sate, în localitățile noastre, reprezintă o prioritate. Și vom continua toate aceste programe. Eu vreau să cunoașteți că, în caz dacă va fi stabilitate, la ce mă refer eu? În caz dacă va rămâne actuala conducere împreună, toate aceste programe cu drumurile, cu reparația școlilor, grădiniților, vor continua programe finanțate din bugetul de stat. Da, eu am ajutat foarte multe biserici. Da, eu sunt ctitor la câteva sute de biserici în Republica Moldova. Și nu ascund acest lucru. Atunci când am posibilitatea, că ieri am fost în 3 biserici. Între cele 9 întrevederi care am fost, în 9 localități, unde era biserica mai aproape de întrevedere, am intrat în biserică, am pus o lumânare. Și unde am posibilitatea, eu sunt în biserică. Deci eu, la sigur, voi continua vizita în raioane și în sate. Dar haideți să facem așa un... Vreau să anunț un lucru interesant. Începând cu luna ianuarie, eu cred că noi învingem aceste alegeri. După alegeri, după inaugurarea în funcția de președinte, eu o să încep o nouă rundă de vizite în raioanele țării, în sate, dar voi începe cu satele unde va fi cel mai mare procent care a votat pentru mine. Toți sunt cetățenii Republicii Moldova, toți sunt egali, toți eu respect opinia fiecărui, dar încep cu satele unde este cel mai mare procent. De exemplu, la alegerile trecute au fost 5 localități în Republica Moldova, unde pentru candidatura Igor Dodon au votat 100% de cetățeni și nu au stricat niciun buletin. Ca Pocrovca din Don Dușeni, câteva din la sud. De ce anunț? Și vă încurajez. E ca ieri într-un sat din Râșcani, ultima întrevedere care a avut loc seara la vreurile 19, am anunțat că voi fi la ei. Și i-am încurajat. Dacă o să fie procentul cât mai mare, în primul rând merg la ei. Deci, după alegeri, după inaugurare, satele unde vor fi cel mai mare procent votat pentru candidatura la președintea domnului Dodon, președintele actual, eu o să merg în aceste sate, începând cu luna ianuarie. Cei care 100% sunt fiar convins că o să fie mai multe sate unde s-a votat 100%. Mai departe, 99, 98, 95 și așa mai departe. Deci, vă încurajez pe locuitorii din diferite localități să mă susțineți în această campanie electorală. Eu voi ajuta toate localitățile, dar voi merge cu vizite oficiale a președintelui în aceste localități unde va fi cea mai înaltă susținere. Vă mulțumesc pentru întrebare și continuăm mai departe cu toate programele. Здравствуйте, уважаемый президент. Обращается к вам гражданин Республики Молдова Балтак Александр. Уже почти год, как меня депортировали из России. И я не знаю, к кому обратиться, чтобы решить вопрос о снятии депорта. У меня депорт на 5 лет. Дело в том, что в России у меня осталось... Ну, с женой я в разводе, 4 детей маленьких. И... Конечно, очень сильно хочется как-то вопрос этот решить, чтобы была возможность ездить к ним, видеть их и участвовать в их жизни, в воспитании и во всем. Прошу вас помочь мне в этом вопросе или направить к тем, кто смог бы мне помочь. Александр, я понял ваш вопрос, понимаю ваше желание поехать к детям. Насколько вы знаете, за последние несколько лет мне удалось договориться с руководством России, чтобы мне было несколько этапов, было 3 этапа, если не ошибаюсь, амнистии для наших граждан. Вот я сделаю все возможное после президентских выборов. Наверняка у меня будет в ближайшее время
рабочий либо официальный визит в Российскую Федерацию, я уверен, что я смогу договориться с руководством России для того, чтобы, во-первых, открыли границы для наших граждан, которые находятся в Молдове и которые сейчас не могут выехать в Российскую Федерацию из-за этой пандемии. Я уверен, что мы эту проблему решим, но также я добьюсь, чтобы был следующий этап амнистии. Вы знаете, что амнистии для наших граждан, которые мне удалось все эти этапы, 2000 был и в 2017, и в 2018, одна или две амнистии. В результате этих амнистий несколько десятков тысяч наших граждан получили возможность свободного передвижения, то есть вернуться в Российскую Федерацию. Поэтому я сделаю все возможное сделаю для того, чтобы был следующий этап, чтобы мы обеспечили следующий этап амнистии для молдавских мигрантов, которые нарушили законодательство, миграционное законодательство Российской Федерации. Вам здоровья, здоровья вашим детям, и я очень надеюсь, что вам удастся в ближайшее время с ними опять встретиться и как-то им помочь и участвовать в их воспитании и в их жизни. Здоровья вам. Игорь Дадон, я хочу вам задать вопрос. Вы как опустите этот стаж на пенсию, или также он и будет 57 и выше, как по полгода добавили? Да, очень хороший вопрос. Мне его очень часто задают по поводу и пенсии, уровня пенсии, пенсионный возраст и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию. Решение и закон об увеличении пенсионного возраста был принят до того, как я стал президентом. За последние несколько лет я 2 или 3 раза предлагал парламенту, чтобы мы снизили пенсионный возраст. Потому что люди не доживают до пенсионного возраста 65, который был установлен в 2016 году. И парламент пока меня не поддержал. Но я буду настаивать дальше. Для того, чтобы мы вернули пенсионный возраст на уровне, который был раньше. Раньше было 57 для женщин и 62 для мужчин. А для некоторых категорий, к примеру, многодетные мамы, была возможность выйти на пенсию на 55 лет. То есть были какие-то дополнительные льготы для определенных категорий. Я сделаю все возможное, все, что в моих силах, для того, чтобы мы эту ситуацию решили. Очень многие люди, как я уже сказал, просто не достигает этого уровня, то есть этого возраста. Но, к сожалению, мой отец, царство ему небесное, вот сейчас мы находимся в его доме, в доме моих родителей, ушел из жизни в 62 года. И очень много и мужчин, и женщин просто не дотягивает до этого пенсионного возраста. Поэтому для меня это приоритет. Пока мы не увеличим качество жизни в Республике Молдова, чтобы люди жили дольше, увеличивать пенсионный возраст категорически нельзя. Поэтому я буду настаивать дальше для того, чтобы эту проблему решили в ближайшее время. Спасибо вам большое. Да. Чева тимпу норма, ам вазута песоцея думнявастра, лам магазин дела скулянка. Я ира сингура. И пермитеце наргала магазин сингура? Дакари проблема, так сидучи сингура. Ну, выдачи, ничего, проблемы. Да, суть имя Каши, вот Шикарич, Татьяна Республича Молдова. Меджин магазин. Найти шию меджам. Мен плача форти мут. Фикари сымбаты. Лом купил, копию. Сапчал мари, сапчал межлочиш. Мачал на пятца централ. Я в маште вот тот сла затворил пятца. Мерчам. Компара маича чева, ича, ича, ича. Молдим и тим, ну, тим сымер персонал. Дар суция. Меджи, сингур меджи лавула. Bine, conform legislației Republicii Moldova, familia președintelui trebuie de asemenea, are dreptul la pază, la multe lucruri. Soția, dacă toți acești 4 ani, merge singură la volan, merge la magazin, cumpără ceea ce e necesar acasă și eu cred că este un lucru normal. Mulți deja o cunosc, după ce am convins-o să dea acel interviu, deja în genere, mulți vor să facă fotografii cu prima doamnă Republicii Moldova. Așa că eu nu văd aici nimic straniu, este un lucru normal. Și cred că așa va fi și mai departe. Și vreau pe această cale să mulțumesc încă o dată soției, familiei pentru susținere. Aseară venim mai devreme acasă, la vreorile 9, toți încă nu dormeau și am avut ocazie să discutăm toți cinci împreună. M-au întrebat despre campania electorală, despre cum merg întrevederile și m-au rugat foarte mult să-mi vin din turul întâi, mai ales copiii.
Pentru că, tată, dacă, n-o să, dacă o să fie ștorul 2, tot o să fie așa, două săptămâni n-o să fie acasă. Zic, posibil să vedem. Zic, nu, hai, te rugăm să înviți din turul 1. Așa că rugămintea e pentru toți cei și care ne privesc. Haideți să punem punct în aceste alegeri din turul 1. Pentru a economisi banii bugetari și pentru a merge mai departe într-o cu o etapă nouă de dezvoltare a Republicii Moldova. Dar soția merge singur la magazin. Și eu cred că este un lucru normal. Mulțumesc de întrebare. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Иван Стамов, муниципи Чедерлунга. Мнения жителей нашей страны разделились. Одни видят будущее Молдовы в Европейском Союзе, другие с Россией. Вопрос. Какой путь будет правильным для Республики Молдова? Спасибо. Иван, спасибо большое. Мне кажется, что вы на каждой передаче даете по одному вопросу. Ну, уже традиционный наш зритель, телезритель, не знаю, как лучше назвать этот формат. Спасибо большое вам за вопрос. Знаете, что я заметил в этой избирательной кампании? Вот у каждой избирательной кампании есть своя специфика. Вот специфика этой избирательной кампании в том, что меня очень мало граждан спрашивает о геополитике. Вот если на выборах в прошлом году, в позапрошлом году, в которых я участвовал активно, очень часто были споры, кто за Европу, кто за Россию, кто за евроремонт, там, и так далее, и так далее. Сейчас этих вопросов меньше. Почему? Потому что мне кажется, что граждане Республики Молдова осознали, что нужно дружить со всеми. Я знаю, что очень многие из моих политических оппонентов, очень много из тех, которые сейчас борются против меня на этих президентских выборах, говорят о том, что вот Европа, только Европейский Союз там и так далее. Да, мы должны дружить с Европой. Но это не означает, что мы должны дружить только с Европой. Кстати, у этих моих конкурентов одно видение только. Вот нужно брать деньги у Европы, и все будет хорошо. Я не согласен с этим. Я сторонник пословицы «дайте нам удочку, а рыбку мы сами поймаем». Дайте нам возможность создавать здесь предприятия, инвестировать, производить и экспортировать наши товары на ваши рынки. И на Запад, и на Восток. Вот как с Российской Федерацией. Нам дали удочку. Нам дали возможность экспортировать наши яблоки, наши вина, наши консервы, наши овощи, наши фрукты в Российскую Федерацию. И несколько секторов серьезно поднялись за последнее время. Я уже говорил, мы в прошлом году более 230 тысяч тонн яблока экспортировали в Россию. А в 2014, в конце 2014, в начале 2015 года яблоки мерзли на снегу на севере страны, потому что их некуда было продавать. Поэтому мне кажется, что вот наши оппоненты, мои оппоненты, должны понимать, что не надо смотреть, что кто-то нам что-то даст. Никто не решит наши проблемы, если мы сами ими не займемся. Ни Брюссель, ни Москва, ни Вашингтон, ни Бухарест, ни Киев. Мы должны решить свои проблемы сами. Да, нам нужна в этом помощь. Нам нужна помощь для строительства дорог. Нам нужны рынки для сбыта наших товаров. Нам нужны инвестиции в создание новых рабочих мест. Но это что означает? Дайте нам удочку. А мы трудолюбивый народ, и мы сами сделаем все возможное, чтобы наша страна развивалась. Я в это верю. Я делаю все возможное для того, чтобы мы шли вперед. А то, что касается геополитики, за кого? За Запад или за Восток? Я считаю, что нужно быть за Молдову. Я считаю, что принцип взвешенной внешней политики, который мы проводим последние несколько лет, он самый правильный. Мы должны брать все, что можно, что есть хорошее от Европы. Мы должны развивать дальше стратегическое партнерство с Россией для развития нашей страны, для развития нашей экономики. И тогда нас все поймут. А дружить с кем-то против кого-то, я категорически против. Дружить с Европой против России или с Западом против России, я думаю, что это неприемлемо. И я буду и в дальнейшем, я сделаю все возможное, чтобы этот баланс, вот этот баланс, внешнеполитический баланс, чтобы мы удерживали в Республике Молдова. Я рад, что в последнее время эти выборы показательны в этом смысле, что граждане Республики Молдова все больше признают и соглашаются именно с этой позицией.
что дружим и с Европой, и с Россией. И на основании этого наша страна может развиваться дальше. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за то, что вы активно следите за нашими передачами, и за то, что задаете такие интересные вопросы. Вы нам добавите пенсию. Пенсионерам там не по 1%, ну хотя бы по 5. Один раз и 5, другой раз. По 10% было. Спасибо большое за вопрос. Ну, очень часто этот вопрос опять задают граждане Республики Молдова на встречах. Я хочу еще раз объяснить очень четко, что мы, какой шаг мы сделали в этом году. В 2020 году первый раз за последние 29 лет пенсия индексировалась два раза в год. Один раз 1 апреля и один раз 1 октября. 1 апреля индексация была 4,86%. А 1 октября было 1,03 или 0,6%. Суммарная индексация пенсии была 6% в этом году. Некоторые наши критики критикуют, что вот почему индексировали только на 1% 1 октября. Я хочу напомнить, что все последние 20 с чем-то лет на 1 октября не было не то что 1%, даже 0,1%. Это первый раз, когда делали такой шаг. Понимая, что пенсия маленькая, индексация маленькая, мы приняли решение для тех, у которых пенсия меньше 3000 лей, сделать индексацию 6%, но плюс 900 лей сейчас на 1 октября. И дали еще 700 лей в начале года, в январе. Поэтому я считаю, что это было правильное решение. Ну, многие говорят, лучше было бы индексировать на 15% всем. То есть не давать эти 700 плюс 900 на 15%. Я считаю, что это было бы несправедливо. Потому что тот, который получает 10 тысяч лей пенсию, индексация на 15% была бы плюс 1500 лей. А тот, который имеет пенсию 1000 лей, 15% было бы 150 лей. И разница между маленькой и большой пенсией только возросла. Поэтому мы решили 6% для всех, а для тех, у которых пенсия маленькая, вот эти 700 плюс 900 лей, то есть 1600 лей, дополнительно в этом году. Это более 1 миллиарда лей. Что мы намерены делать в следующем году? Я считаю, что индексация пенсий, вот это двухразовая, то есть я имею в виду два раза в год, 1 апреля и 1 октября, в следующем году должно быть не менее 10%. Мы сделаем все возможное для этого. Суммарно, чтобы было не менее 10%. Но нужно принять концептуальное решение. Индексируем все пенсии, или сначала будем индексировать больше вот эти маленькие пенсии. Может быть, тем поставить какой-то лимит. Вот больше 5000 лей, к примеру, не индексировать процент, а добавлять, к примеру, по 200 лей в год. Индексация, чтобы было не процент какой-то, а 200 лей, 300 лей. Этим, где пенсия меньше, чтобы было 10%. Для того, чтобы мы подняли побыстрее маленькие пенсии. Я думаю, что большинство граждан Республики Молдова, большинство пенсионеров с этим согласятся. Потому что более 650 тысяч пенсионеров, инвалидов, которые получают ту поддержку от государства, имеют пенсию меньше 3000 лей. И я думаю, что именно здесь нужно делать индексации больше. Поэтому в следующем году будет опять два раза в год индексация в апреле и в октябре. И мы надеемся, что суммарно эта индексация будет не менее 10%. И также мы хотим вот эту помощь два раза в год, в январе и в октябре, эту практику продолжить и в следующем году. И будем в первую очередь помогать тем, у которых пенсии маленькие. Спасибо большое за вопрос. И поверьте, мы сможем это сделать. И мы доказали, что в этом году, в очень сложном году, мы нашли этот миллиард лей и помогли пенсионерам. Продолжим и в следующем году. Domnule Dodon, eu mă numesc Sofia și aș dori să vă acord o întrebare care ține nemijlocită de tineri și de o problemă foarte actuală cu care se confruntă aceștia. Și întrebarea este în felul următor. Cum veți asigura tinerilor educație practică, deoarece teoria este deja predată pe larg în instituțiile de învățământ, iar tinerilor le lipsesc abilitățile practice după absolvire? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Sofie, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, foarte multe întreprinderi, chiar și instituții de stat, atunci când un tânăr absolvent merge să se angajeze la serviciu, una din condiții este experiența de muncă. Și cum poți să ai experiență de muncă? De un an, doi, trei, de exemplu, un sistem bancar, ce tot de cer trei ani, dacă nu ai activat nicio zi. Acum ești pe banca universității, unde ai făcut studii bine, eminent, sau ai note foarte bune, ești pregătit teoretic. De ce întreprinderile solicită obligatoriu experiență în domeniu? Aceasta, de fapt, pune anumite restricții și imposibilitatea tinerilor de a se angaja în câmpul muncii. Cum putem să spargem, să stricăm acest cerc vicios? Eu am menționat că noi cel mai probabil vom introduce unele modificări în legislație prin care să recomandăm și, dacă va fi cazul, chiar să cerem, să obligăm ca la întreprinderi un anumit număr de angajați preferențial să fie pentru tinerii specialiști. Așa a fost și în timpul sovietic, apropo. Pentru a asigura experiența celor care au făcut teorie bine, celor care au absolvit instituțiile de învățământ, superioare sau profesioniste, medii de specialitate, să fie obligatoriu la întreprinderi 5%, 10% să angajeze cadre tineri. Și eu cred că atunci noi putem să asigurăm această practică pentru absolvenți. În caz contrar, repet, suntem într-un cerc vicios. Nu te iau la lucru pentru că nu ai experiență 3 ani, dar experiență 3 ani nu poți să iai pentru că nu poți să te angajezi. Și mergi pe cerc. Cerc vicios. De ce noi vom veni cu aceste recomandări? Vom discuta cu patronatele, cu asociația patronatelor, cu sindicatele. Vom găsi formula potrivită cum să asigurăm acest lucru pentru tinerii specialiști, în special cei care absolvesc. Mulțumesc! Aveți 3 băieți. Nu doriți și o fată? Sau soția deja nu mai dorește copii? Întrebare prea personală. Evident că ce tată nu-și dorește fată? După ce are 3 băieți. Evident că ne-am dorit și o fată. Și sperăm, cine știe, cum a dat Dumnezeu. Poate va fi și o fată. Dar desigur când întreb soția de fete, soția spune, după avem 3 băieți, o să ne aducă 3 fete. O să ne aducă 3 soții, o să fie 3 fete la casă. Așa că avem 3 băieți, ne-am dorit și o fată, nu este nimeni împotrivă, dacă va da Dumnezeu, va fi și fată, dacă nu, băieții, feciorii, o să ne aducă și fete la timpul potrivit. Mersi de întrebare. Rodica Cravcencu, Accent TV, domnule președinte, în timpul campaniei electorale și nu numai, ați vizitat mai mult de 600 de localități ale țării. Aș vrea să vă întreb dacă s-a schimbat viziunea dumneavoastră despre calitatea vieții oamenilor din Republica Moldova și despre modul în care ar trebui rezolvate problemele acestora. Am fost în 6 localități în 4 ani și am fost în câteva 10 sau sute suplimentar în aceste 3 săptămâni jumate, 4 de campanie electorală. Evident că sunt la curent și știu cam toate problemele care le abordează cetățenii. Ele pot fi grupate în câteva categorii foarte clare și ele practic persistă la marea majoritate a întrevederilor electorale. Și o să vă spun cam aproximativ care grupuri. Una ține de problemele sociale. Deci întrebări care au fost astăzi. Pensii, salarii, indemnizații sociale și așa mai departe. A doilea grup mare de subiecte care este abordat ține de infrastructură. Drumuri, apă, canalizare, iluminare, gazificare, salubrizare, gunoiștile din sat și așa mai departe. A treilea bloc de întrebări sunt întrebări politice. Politice, cei ce țin de parlament, cei ce țin de guvern, cei ce țin de modificarea Constituției, ceea ce ține de limba de stat, ceea ce ține de istoria Moldovei și multe, multe, multe alte lucruri. Dar în ultimul timp tot mai des a avut și întrebări ceea ce ține de ce va fi cu stabilitatea în țară. Păi dacă pentru primul, al doilea și al treilea bloc eu am răspuns de multe ori la întrebări, inclusiv în cadrul formatului acestei emisiuni Igor Dodon răspunde și cunoașteți care este poziția mea, păi, uitați-vă, în ultimul timp tot mai mult aud întrebări din partea cetățenilor, dar nu vom avea destabilizare după alegerile din 1 noiembrie. Ce se va întâmpla în țară? Nu vom avea scenariul Minskului.
Auzim că oponenții cheamă oamenii în stradă. Cum va decurge următoarele săptămâni după alegerile prezidențiale? Aud foarte des aceste întrebări. Mulți mă întreabă, domn, dar dacă vor ieși în stradă oponenții după ce dumneavoastră veți învinge, pentru că suntem siguri că veți învinge, o să puteți să asigurați ca să nu ne furi votul? Nu să cedați așa cum au cedat în 2009 Voronin și alții. Eu vreau aici să mă opresc puțin pentru că este un lucru foarte important și știu că cetățenii așteaptă răspunsul la această întrebare. În primul rând, eu voi fi acel care voi face tot posibil să asigurăm stabilitate. Eu sunt împotriva protestelor masive și destabilizării situației. Și vreau încă o dată să-i preîntâmpin, în special pe oponenții politici sau pe una din oponentele de bază politice care cel mai mult vorbește de falsificări în ultima timp. Să nu se primească așa, stimată doamnă, fostă colegă de guvernare, că dumneavoastră o să ieșiți cu declarații frumoase în opinia dumneavoastră, de proteste pașnice, cum spuneți, dar în spate o să aveți gopnici și bandiți. Care dumneavoastră o să spuneți că noi protestăm pașnic. O să știți dumneavoastră, nu o să știți că gopnicii în spate vin cu echipe de boievici care vor să intre în instituții de stat. Nu se știe dacă o să fiți la curent sau nu o să fiți. Dar o să vă utilizeze anume pe dumneavoastră ca fațadă pentru a scoate lumea în stradă și a face revanșul oligarhilor. Eu vreau aici oponenții politici, și știți la cine mă refer, pur și simplu nu dau nume, și am spus că nu dau niciun nume în această campanie electorală, nu critic pe nimeni, dar când văd mesajele care le aruncați dumneavoastră referitor la proteste, falsificări, știți că nu pot fi falsificări. Să nu ajungeți în situația cu dumneavoastră că dumneavoastră cu gânduri bune o să vreți să scoateți lumea în stradă și să spuneți, uite, suntem pentru proteste pașnice, dar de dumneavoastră o să profite cei care vor destabilizare și revanșa oligarhilor care fugit din țară. Și o să utilizeze pe gopnici, i-ați văzut pe gopnici. Și o să utilizeze și o să intre în clădiri. Dar de vină o să fiți dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră ați cerut oamenilor să iasă în stradă. Eu nu o să cer oamenilor să iasă în stradă. Eu voi recunoaște rezultatele alegerilor, care vor fi ele. Și eu vă recomand să faceți același lucru. Eu vă recomand pe data de 2 noiembrie sau pe data de 16 noiembrie, depinde care va fi soarta alegerilor, pe 1 sau pe 15. Eu vă recomand să ieșiți public și să recunoașteți rezultatele alegerilor, așa cum vă face eu. Indiferent care va fi rezultatul. Și să nu chemați lumea în stradă. Pentru că noi nu avem nevoie de destabilizare, nu avem nevoie de pace, nu avem nevoie de liniște. Noi suntem într-o perioadă dificilă de pandemie, noi avem perioada rece a anului, se începe frigurile, vine iarna. Noi trebuie să ne gândim la oameni, cum asigurăm lor salarii, pensii, dezvoltare mai departe. Nu încercați să destabilizați situația. Pentru că bumerangul va fi invers și va lovi în dumneavoastră în primul rând. Dar eu voi face tot posibil, în primul rând, să apăr victoria, pentru că victoria va fi în această campanie electorală. Eu văd ce se întâmplă și sondajele voastre arată. Eu am văzut că vreți să faceți exit poll-uri, duminică. Oameni buni, ce fel de exit poll-uri la telefon? Ce cu aberațiile astea? În toată lumea exit poll-urile se fac la birou electoral. Cineva vrea să mai spele vreo 3 milioane de lei, 150.000 de euro. Care exit poll la telefon, oameni buni? Ce fel de obiectivitate? Ce vreți să faceți voi? Să-i puneți pe toți în... Așa, să arătați că a câștigat cineva știind că realitatea, sondajele voastre arată interne. Arată foarte clar care e situația, că Dodon este cu mult înainte. Nu încercați să destabilizați situația. Mă refer atât la oponenții mei politici, cât și către mustimații parteneri de dezvoltare, în special occidentali. Nu alimentați aceste lucruri. Eu nu cred că cuiva îi trebuie destabilizare în Republica Moldova, în această regiune. Ajunge de destabilizare. Deci, estimați parteneri, cei care îi finanțați prin granturi, pe ei care acum vor să facă destabilizări, eu vă rog foarte mult, nu vă implicați în treburile interne în Republica Moldova. Nici din est, nici din vest. Cum a spus-o în emisiunea trecută,
Găsiți-vă alt teren de joc. Găsiți-vă în altă parte să destabilizați. Lăsați-ne pe noi în pace. Noi să ne clarificăm singuri. Ideal ar fi imediat după alegeri, după ce e clar cine a învins, într-o zi, două, ca să fie un verdict foarte clar din partea partenerilor străini. Că alegerile au avut loc conform normelor democratice, pentru a stopa toate destabilizare. Dar, repet, eu vă face tot posibilul să trecem peste această perioadă calm, liniștit, în pace. Și eu cred că lucrul acesta este real. Mulțumesc de întrebare. Adevărul. Domnule președinte, bună ziua! În mandatul precedent ați promis că veți interzice unionismul în Republica Moldova. De asemenea, ați promis că veți înlocui istoria românilor cu cea a Moldovei și că veți înlocui limba română cu cea moldovenească în școli și licee. Vreau să vă întreb dacă, în situația în care veți mai câștiga un mandat, intenționați să vă duceți la bun sfârșit aceste idei și dacă, în cazul realizării acestor inițiative care vă aparțin, nu vă e teamă că va apărea o anumită nemulțumire în societate și o eventuală revoltă. Vă mulțumesc! Nu căutați-o și ăștia de la adevărul ne sperie cu revoltă și cu revoluție. Toți vreți revoluție? Tare v-ar fi plăcut dacă moldovenii ar spune de revoluție în altă țară, că voi adevărul din România, da? Vorbiți de revoluție în Republica Moldova. Căutați-vă de treburile voastre. Lăsați-ne în pace, noi să ne clarificăm. Acum referitor la întrebările dumneavoastră, cu unionismul, cu istoria, cu limba. În primul rând, limba de stat în Republica Moldova este limba moldovenească, conform Constituției. Și așa consideră marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova. Și punct. Unionismul nu poți interzice cetățeanului să aibă opinia proprie. Unul vede așa, unul altul. Dar partide politice care promovează lichidarea statalității, în opinia mea, trebuie să fie în afara legii. Ce e necesar pentru aceasta? Pentru aceasta e necesar de modificat Constituția, de exclus un articol care este în partea finală a Constituției, care prevede că statalitatea Republicii Moldova poate fi lichidată prin referendum. Aceasta este argumentarea Curții Constituționale, de ce, la interpretarea noastră, a decis că pot fi partide care pledează pentru lichidarea statului, pentru că în Constituție este prevăzut așa opțiune. Noi vom modifica Constituția și vom scoate această opțiune. După aceasta, evident, va urma că partidele care sunt pentru lichidarea statalității, în opinia mea, și asta e într-o bună parte din țări, ele trebuie să fie în afara legii. Cetățenii, nu, cetățenii sau noștri au diferite opțiuni. Conform Constituției au dreptul să-și expună opinia liberă. Dar nu partide, mai ales finanțate din bugetul de stat, care ca scop politic își pun lichidarea acestui stat, dar poate prin de la noi, la cetățeni. Dar pledează ca să lichidăm statul, să-l unim cu altul. Nu contează despre ce unioniști vorbim, că vor unirea cu România sau cu Rusie. Toți sunt de o teapă. Noi avem statul nostru, Republica Moldova, și noi trebuie să păstrăm statalitatea. Asta este poziția mea. În ce sens de istoria Moldovei, rămâne o prioritate și în acest mandat am venit de câteva ori cu propuneri. Și majoritatea parlamentară, guvernul de pe atunci și majoritatea parlamentară acum și la această etapă, pe ce fiind nu avem voturile necesare pentru a reintroduce istoria Moldovei în curriculum școlar. Dar eu voi insista în continuare și eu cred că lucrul acesta va deveni o realitate. În schimb, în acești ani am reușit să promovez această abordare. Am reușit, cunoașteți, să public câteva cărți așa mari, în trei volume, istoria Moldovei, care este în toate bibliotecile din toate școlile. Am reușit în această perioadă să asigur filmarea a unui film documentar istoria Moldovei în trei epizoade, care l-au văzut milioane de cetățeni. Așa că am apropiat atingerea obiectivului de reintroducere istoriei Moldovei în curriculumul școlar. Și eu cred în aceasta și eu cred că noi vom reuși să asigurăm acest obiectiv în următoarea perioadă. Iar în ce sunt de revolte și revoluții, lasă fiecare să-și caute treburile lor. Eu cred că noi vom reuși în Republica Moldova să asigurăm stabilitatea, să asigurăm pacea, să asigurăm că toți cetățenii Republicii Moldova, care au diferite viziuni, să dorească să trăiască, să locuiască, să creeze viitor pentru copiii lor aici, în Republica Moldova. Acestea au fost întrebările, da, stimați colegi? Mai avem încă câteva întrebări, 4-5 întrebări în format de text. Răspund la ele, după aceea mergem la întrebările care sunt online. Sunt multe întrebări? Online? Așa să-ți văd.
Marina Țurcanu. Domnule Dodon, tinerii nu sunt auziți, autoritățile ignoră, iar ei deja preferă să nu se mai implice. Dumneavoastră considerați implicarea civică și politică a tinerilor importantă pentru viitorul țării? Cum intenționați să-i motivați pe tineri să implice civic și politic, iar vocea lor să fie auzită? Marina, evident că noi considerăm că implicarea tinerilor este foarte importantă. Știu că sunt create diferite mecanisme și instrumente. Este Parlamentul Tinerilor, sunt diferite organizații de tineret, inclusiv lângă partidele politice. Chiar recent, vreo lună urmă, am avut întrevedere cu echipa de tineret a Partidului Socialiștilor, câteva sute de persoane, bine pregătiți, motivați, care vor să implice. De ce eu consider că tinerii trebuie implicați? Sunt diferite instrumentare. Instrumentarii pe lângă mai multe instituții, pe lângă mai multe partide politice, care creează perspective foarte clar tinerilor să implice. Că mă gândesc acum la această întrebare, este o idee care acum mi-a venit. Poate să creăm o anumită platformă pentru tineret pe lângă președinte. Eu, în mandatul precedent, am creat Consiliul Societății Civile pe lângă președintele Republicii Moldova. Apropo, o platformă foarte bună pentru reprezentanții societății civile, erau vreo 130-140 de persoane. Eu, acum mi-a venit ideea, noi să o mai cizelăm puțin, dar cred că voi crea o platformă a tineretului pe lângă președintele Republicii Moldova. Noi vom selecta câte 2-3 persoane din toate regiunile până la 150 pe țară. O să ne gândim cum. Poate în baza unor... O să ne gândim cum. Pentru a avea o platformă a tineretului pe lângă președintele țării. De ce nu? Acolo vom promova și tineri, poate vom alege cadre care le vom promova mai departe, inclusiv instituția prezidențială. Deci eu vă anunț, acum mi-a venit ideea, vă anunț că imediat după alegerile prezidențiale eu voi iniția o platformă pentru sau o platformă a tinerilor pe lângă instituția prezidențială. Și ne vom gândi împreună ce activități o să organizăm. Așa că pregătiți-vă, eu o să fac public anunțul cum selectăm tinerii pentru a merge împreună și a promova implicarea tinerilor în clădirea viitorului țării. Valentina, domnul Igor, spuneți-mi, vă rog, noi când vom putea pleca înapoi în Rusia la lucru? Noi nu avem pașaport rusesc cu biometricul. Doamna Valentina, după cum am menționat, Rusia a pus unele restricții pentru mai multe state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, legate de pandemie. Eu cred că după finalizarea alegerilor prezidențiale, sper să finalizez mai repede, pe 1 sau pe 15, dar fiind pe 1 noiembrie, eu am o discuție cu conducerea de vârf a Federației Rusie și eu cred că această problemă o să găsim o soluție pentru a fi excepții pentru cetățenii Republicii Moldova. Imediat cum se finalizează alegerile, pentru că dacă o să fac acest lucru în campanie electorală, se va vorbi despre implicarea factorului extern, iar după finalizare o să vorbesc cu domnul Putin și cred că o să găsim o soluție. A treia întrebare. Bună ziua, domnule Dodon. Doresc să vă adresez următoarea întrebare. Sunt locuitor al comunii Manta din raionul Cahul. Aici este cel mai mare lac natural din Republica Moldova. Însă în ultimii 10 ani și în prezent, el este pe cale de a seca complet. Ar fi o mare tragedie pentru localnici. Cum puteți dumneavoastră gestiona această problemă și care sunt acțiunile pe care ați urma să le întreprindeți? Vă mulțumesc. Eu am fost 2 săptămâni sau 3 săptămâni urmă la Cahul. Într-adevăr, este o rezervație foarte frumoasă, care, cu regret, nu este valorificată la această etapă. Eu cred că noi avem nevoie de un concept separat pentru această zonă, pentru dezvoltarea acestei zone. Eu știu că colegii din conducerea raionului Cahul au unele propuneri în acest sens și vă asigur că voi face tot posibil să-i ajut pentru implementarea acestui. Împreună cu Academia de Știință, împreună cu colegii din guvern, vom găsi o soluție cum să valorificăm acest potențial. Евгения Радова. Добрый вечер. Я полностью поддерживаю Игоря Додона. У меня вопрос. Медицинское оборудование. Как сделать все эти крутые и простые вещи, необходимые для начала работы в медицине? Мы тоже в зоне риска. Мы в прямом контакте с вами. Нас не так много. Наверное, это вопрос от медиков. Вы знаете, что мы в этом году приняли решение и объявили год 2020 годом медицинского работника. Мы приняли очень серьезный план мероприятий вместе с коллегами из правительства. И в следующем году предусмотрены серьезные инвестиции в оборудование всех районных больниц. Вот то, что некоторые 5-6 лет назад запустили процесс оптимизации закрытия больниц, мы остановили процесс закрытия больниц районных
мы сейчас будем очень серьезно инвестировать в переоборудование, в современное оборудование для этих больниц. И буквально с следующего года у нас предусмотрено несколько миллиардов лей для этих целей. И мы это обязательно сделаем. Чинч, я жительница села Верхнее Буздугана. Мать-одиночка, двух сыновей, 7 и 8 лет. Скоро состою на бирже труда. Я могу и хочу работать, но как, если нет транспорта? С Буздугана до Унгень. Раньше ход базарные дни четверг была, и в воскресенье была маршрутка, теперь вообще нет. Так, речь идет о транспорте между селом и Унгеном. Я попрошу своих советников, чтобы мы взяли на контроль, надо связаться с руководством Унгенского района, чтобы посмотреть, чем помочь. Попробуем как-то этот вопрос решить. Ирина Чубанова, добрый вечер. До выборов осталось 2 дня. Какое у вас настроение, как себя чувствуете, каков ваш прогноз? Что вы хотели бы сказать перед таким важным событием? Вся наша семья, а нас очень много. Мы желаем вам удачи, надеемся на вас и очень переживаем за вас. Ирина, спасибо большое за такой вопрос. Да, осталось несколько дней до выборов. Настроение у меня очень хорошее. Даже не устал. Несмотря на то, что по 8-10 встреч каждый день, с утра до вечера, без перерывов, без выходных дней, я пообщался с очень многими людьми. Вот я сказал в начале передачи на молдавском, еще раз скажу на русском. У меня было уже более 230 встреч. Я побывал во всех районах, осталось 3 района. 2 сегодня, еще 1 завтра. Я общался напрямую, вот так, один на один, либо лицом к лицу, с более чем 45 тысяч граждан. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что очень много граждан, которые приходили на мои встречи, даже если они имели другое видение, хотели голосовать за других кандидатов, очень многие из них поменяли свое мнение, потому что пообщались напрямую, потому что услышали из первых уст, какова моя позиция. Я в этой избирательной кампании принял решение никого не критиковать. И наверняка вы видели, большинство из вас видели, что я не упомянул фамилию ни одного оппонента. Хотя большинство из моих оппонентов критиковали только меня, и я считаю, что если бы мы запретили им говорить слово «Дадон», им бы не о чем было говорить. Я считаю, что моя тактика, моя стратегия, вот мой принцип не критиковать была правильной. Я вот оставшиеся 2 дня также не буду никого критиковать. Потому что я считаю, что людей интересует не критика, людей интересует граждан Республики Молдова. Интересует, как будут решаться вопросы, с которыми они сталкиваются. Их интересуют их житейские проблемы. Их интересуют дороги, зарплаты, пенсии и так далее. А у нас есть решение по каждому этому вопросу. У нас есть опыт. Мы знаем, как. И мы доказали, что в этом году, очень сложном, в 2020 году, в условиях пандемии, засухи, кризиса, мы обеспечили движение вперед. Мы сейчас стоим перед выбором 1 ноября. Знаете, вот обычно вот на каждой встрече я даю 3 рекомендации. Вот хорошо, что есть эта возможность. Я хочу дать 3 рекомендации от Дадона гражданам Республики Молдова. Они очень просты. Первое. Всем нужно обязательно выйти на выбор. Потому что если мы не выйдем на выборы, выборы могут не состояться. А для того, чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы вышла 1/3 населения с правом голоса. Это 1 100 000 граждан. А если выборы не состоятся, нужно их опять повторять через 2 недели, и они там тоже не состоятся, тоже 1/3 явка. И тогда все аннулируется, начинается сначала. Это означает 4 попытки избрания президента, как минимум. Одна попытка, 1 день стоит 60 миллионов лей. Представьте себе, чтобы мы потеряли с госбюджета 240 миллионов лей на попытки избрать президента. Это неприемлемо. Поэтому первая просьба ко всем вам, скажите всем родственникам, всем близким, соседям, чтобы мы обязательно вышли на выборы. Я вам гарантирую, что все будет безопасно. На участках бесплатно всем будут раздавать маски. Вот Центральная избирательная комиссия купила эти маски. Поэтому маски бесплатно всем будут раздавать. Рекомендация прийти с ручкой своей. Если нет ручки, не проблема. Там на месте будут ручки. Дезинфектация, ручки будут. Поэтому без проблем, без никаких опасений приходите на выборы. Это первая рекомендация. Вторая просьба, рекомендация. У каждого из нас с вами есть только один голос.
Не надо разбрасываться этим голосом за тех, у которых нет шанса выиграть. Вот давайте честно скажем. На этих выборах есть два кандидата. Есть нынешний президент, есть другой кандидат справа. Ну, есть он и есть она. Есть кандидатка. Другие участвуют просто ради того, чтобы показать, какой у них рейтинг. Какой смысл за них голосовать? Даже если вы им симпатизируете, потому что один кричит больше, другой дает какие-то карточки за продукты и так далее. Но вы бросаете свой голос за тех, которые не имеют шанса выиграть. Будут парламентские выборы, вы за них будете голосовать. Это ваш выбор, я вас понимаю. Но сейчас зачем терять свой голос? Потому что если вы проголосуете за тех, у которых нет шанса пройти во второй тур, либо выиграть выборы, то вы теряете свой голос, и потом во втором туре опять нужно будет выбрать из двоих. Поэтому мой призыв и вторая рекомендация, и просьба, не разбрасывайте свои голоса. Голосуйте за одного из этих двух. Либо за нынешнего президента, либо за кандидата справа. Вот я еще не делал призывы голосовать за моего оппонента. То есть есть он и есть она. За других голосовать смысла нету. Потому что если мы выберем одного из этих двух, тогда выборы закончатся 1 ноября. Это вторая просьба. И третья просьба. Когда вы будете голосовать за одного из этих двух, нужно четко понимать, что нынешний президент, если вы голосуете за нынешнего президента, то это политическая стабильность, потому что у президента есть самая большая фракция в парламенте, самая большая поддержка, социалисты, 37 депутатов. Потому что у президента команда в правительстве, премьер-министр, бывший советник, это человек из команды Дадона. В парламенте, руководство парламента, наши представители. Есть политическая стабильность. Что это означает? Это означает, что мы можем продолжить все программы, о которых мы говорили в течение и этой передачи. И вы чувствовали изменения в каждом селе, мы их продолжим. Если проголосуете за нынешнего президента, будет стабильность и в внешнеполитическом плане, будет баланс. Мы будем дружить и с Европой, и с Россией. Что произойдет, если вы проголосуете за другого кандидата или за кандидатку? Не будет политической стабильности, потому что президент будет от одной партии, а правительство будет от другой. И тогда произойдет то, чего категорически нужно избежать. Начнется конфликт на уровне руководства страны. Президент попробует блокировать, либо снять правительство. Не получится, я сразу вас предупреждаю, не получится отправить это правительство в отставку. Тогда будет конфликт между парламентом, премьером и президентом. Это политическая нестабильность. Это означает, что, скорее всего, программы будут заморожены. И это означает риски и в балансе внешнеполитическом. Поэтому третья просьба и рекомендация. Вот когда мы будем выбирать 1 ноября между этими двумя, между нынешним президентом и другой кандидаткой, чтобы вы понимали, что нынешний президент – стабильность, это продолжение программ и баланс внешней политики, дружба и с Европой, и с Россией, а другой президент – это означает дестабилизацию, хаос, приостановку всех программ и опять однобокая внешняя политика. Поэтому на этих выборах, дорогие друзья, вот я вам предлагаю, чтобы вы учитывали три рекомендации. Первое – выйти на выборы. Второе – не разбрасывать свой голос. Есть он и она, выбирайте между ними. И третье – есть первый вариант – стабильность, есть второй – хаос, бардак и дестабилизация. И принимайте решение. Это все вопросы, которые были. Туатин Треберли Карифосна Формады Текст. Акумахайди Цивдем Чинтребер Сент Дела Четоцень. Сон мульти? Мульти комментарий. Мульти комментарий. Буни Саурели. Денис Синитару. Домнле Додон, кын ве абказ ди капул комплекс лор ди конструкции, кариш бат жок ди четоцень, нуш примеск апартамент Ликуани, яр алци ди локну ли вед. Денис, я менționат ачест субект, шуму на ди немисиун ли прецеденте, ам ворбит шку домну примар генерал ди Кишинев, домну Чубан, ca cei care nu și-au onorat angajamentele față de investitori, cei care au plătit banii, să nu primească autorizații de construcție pe viitor. Și organele de anchetă, procuratura, CNA-ul, se ocupe mai intens de ei. Eu știu că se lucrează foarte activ în această direcție. La sigur, certificate noi de construcții de urbanism nu vor fi eliberate celor care au avut încălcări
în construcțiile interioare și eu cred că vom reuși să-i punem la punct. Nicolae Solonovski, drumul de la Soroca Otaci, când o să-l faceți? Căci nu mai putem merge cu mașinile. Nicolae, eu am fost nouă dată pe acest drum, în acest an, de la Soroca până la... Eu am fost la Rud, la Mănăstirea Rud, care e pe drum. El trebuie să fie construit în acest an. Dar oponenții noștri au blocat creditul din Federația Rusă, pentru că banii de acolo trebuie să meargă la reparația acestui drum. Cu regret, în acest an nu am reușit, dar el este planificat pentru a fi reparat în anul viitor. Și sunt fiar convins că vom merge cu reparația pe această porțiune. Maria Diviza, de ce n-ați deschis fabricile, zavoarele să aibă tineretul locuri de muncă? Și dați prețurile jos. Doamna Maria, noi mergem acum cu platformele industriale în toate centrele raionale. La prima etapă mergem cu primele 17-18 centre raionale. Deja în acest an proiectele au fost lansate. Deci abordarea noastră anumită în aceasta și constă. De a crea platforme industriale unde vor fi uzine, unde vor fi produceri noi industriale pentru a crea locuri de muncă. Și vedeți că unele raioane, unele orașe, acest lucru ne-a reușit. De exemplu, la Comrat am creat zona economică liberă, unde au apărut 1500 de locuri de muncă. Vom continua și mai departe cu acest lucru. Prețurile mai jos pentru produsele social vulnerabile este o modalitate, este un control de stat al prețurilor și noi vom înăspri controlul asupra daosului comercial. Vom face tot posibil ca pentru aceste produse controlul din partea statului prețului să fie mai rigid, mai dur. Costea Bârcă, Cantemir. Domnule președinte, dumneavoastră vorbiți despre venirea tinerilor acasă pentru a prospera țara. Fiecare cu afaceri sau cumpăra o casă, să menținem existența țării. Dar știți dumneavoastră oare cât de greu și câte piedici au cei care încearcă să facă o afacere? Personal am încercat să obțin careva subvenții în urma unei plantații de nuc, începând a colecta actele pentru obținerea subvențiilor, calculat că nu este eficient. Costul actelor depășește subvenționarea, după care cum se face cu un număr limitat de persoane pot obține licența de export a produselor, nu mai vorbind de taxele vamale pentru import. Nu evitați această mare problemă a cetățenilor. În ceea ce ține, domnule Bârcă Costel, în ceea ce ține de subvenționare, noi acum simplificăm și micșorăm numărul de documente pentru a obține subvenționare. Pentru anul viitor va fi majorat fondul de subvenționare în agricultură și va fi simplificat tot ce este de proceduri. Referitor la export, eu știu că în principiu nu sunt restricții la export. Eu recent am fost la o fabrică care din Orhei, care pregătesc miezul de nuci la export, cel mai mare exportator, apropo, de Republica Moldova, și am întrebat, sunt acele probleme care au fost 2 ani în urmă? Știți că se vorbea mult de monopolizare la export și mi-a spus că nu sunt așa probleme. La export nu sunt nicio problemă. Puteți exportați fără probleme. În ceea ce sunt de import, taxele vamale și alte lucruri, eu cred că aici trebuie de văzut ce anume importăm. Dacă e vorba de produse care pot fi produse în Republica Moldova, evident că ar fi mai bine să le producem aici. Și acolo taxele vamale ar fi bine să fie destul de mari. Dacă e vorba de materie primă, pentru a fi importante în Republica Moldova, pentru a face produse finale, aici putem micșora taxele vamale. Карина Булгар. Районы и села нуждаются в большой поддержке и большим финансировании. Власти на протяжении многих лет упорно закрывали глаза на проблемы районов. И от этого их накопилось немало. Карина, большинство наших проектов в этом году – это и хорошие дороги для всех. Это и дополнительно то, что я уже говорил по воде, канализации, газификации, освещению и так далее. Именно для этого и предусмотрено, что мы больше капитальных инвестиций сделали в населенные пункты, в города и села. Давайте скажем честно, в этом году, кризисном году, видите, во всей стране строятся и дороги, и другие инфраструктурные объекты. Это в этом году. Я верю, что в следующем году ситуация будет намного лучше. И объем капитальных инвестиций будет намного-намного больше. Поэтому мы будем продолжать эту практику, несмотря ни на что. У нас были международные эксперты, которые в мае или в апреле попытались нас убедить, правительство, руководство страны, чтобы мы отказались от капитальных инвестиций во время пандемии, что лучше давать, вот были даже оппозиционеры, которые говорили, давайте мы не будем строить дороги, а давайте мы больше денег там дадим на другое. Мы решили продолжить капитальные инвестиции. Я считаю, что это было правильное решение. И то, что сейчас мы на уровне дохода бюджета уже не ниже прошлого года,
а по некоторым показателям даже выше. Я уже говорил сегодня, фонд заработной платы в Молдове он вырос на 1 миллиард 300 миллионов в этом году. Это означает, что мы правильное решение приняли. Это означает, что мы хорошо сделали, что не отказались от инвестиций в инфраструктуру. Мы это будем продолжать и дальше, вам обещаю. Татьяна Урсу. Тот у сас компьютер Молдова. Дарсаларли сон тот ачелеш. Ну а вемку честный хранин копии, сон тем не водится плекам. Татьяна, евидент, когда че стан ситуация, но есть и сим. А пропою, да, как сам пермитец, я кушал с его табела, который мне трансмиссовался сдемняться давно при министру. И фуарт интересант. И фуарт интересант. Нека uitați vă, noi în luna aprilie, numărul de locuri de muncă în Republica Moldova în luna aprilie, în timpul pandemiei, a scăzut cu 80.000 de locuri de muncă față de anul trecut, că nu a fost criză. Acum, dacă către luna august, față de anul trecut, e doar minus 25.000, adică noi am recuperat undeva la vreo 55.000 de locuri de muncă. S-au redeschis în ultimele 4 luni, adică eu mă vorbesc de lunile din martie, aprilie, din criză, până luna august. Uitați-vă salariul mediu pe economie. Salariul mediu pe economie în luna august a fost 6.923 de lei. Pe când, de exemplu, în luna aprilie a fost de mai jos de 6.000 de lei. Adică noi, în această perioadă, și v-am spus, fondul salarizare a crescut cu 1,3 miliarde de lei. Noi în această perioadă am început să recuperăm, să ieșim din situație. Apropo, aceștia sunt indicatori care ne arată o dinamică foarte clară ce se întâmplă în economie. Deci aici sunt de salariile sunt tot aceleași. Ajungem la 7.000 de lei în timpul apropiat salariul mediu pe economie. E clar că o să-mi spuneți că domnul Donacu, aici și banchieri, aici și cutare. Sunt de acord. Trebuie să majorăm salariul minim și vom face acest lucru în perioada următoare. Dar eu cred că noi suntem pe calea cea dreaptă și o să facem tot posibilul să facem investiții în economie pentru a avea dezvoltare economică și salarii mai bune și mai multe locuri de muncă. Apropo, la moment, conform acestei informații, în Moldova avem circa 680-690 de mii de locuri de muncă oficial angajate care plătesc salarii și plătesc impozite. Victoria Popa, spuneți vă rog, din cine au sărit surcele timp de 4 ani cât ați ocupat fostul de postul de președinte al acestei țări. Victoria, de unul a sărit așa și cerile, cam încercăm să-l prindem pe diferite state. Și dacă nu era actualul președinte, nu reușeam absolut nimic. Apropo, întrebarea asta, eu când mă duc la întrevederi, deodată văd cine sunt oponenții sau provocatorii din partea altor partide care vin, anume întrebarea asta. Vă ce aveți metodic? Ia cuvântul și urșele și atunci întrebarea asta odată. Nu, dumneavoastră doar știți că actualul președinte, președintele Dodon, a făcut tot posibil și datorită poziției mele și caracterului în luna iunie, noi am scăpat de regim oligarhic. Deci eu consider că noi am făcut multe lucruri corecte și ne-am mișcat în direcția cea care trebuie. Lubomir Stratulat. A rămas doar o întrebare pentru ziua de azi. Moldova are viitor? Lubomir, Moldova are viitor. Vă asigur. Acestea sunt toate, da? Stimați concetățeni și stimați prieteni, aceasta a fost ultimul episod Igor Dodon răspunde până la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Eu vreau să vă îndemn și vreau să vă rog să fim activi pe data de 1 noiembrie, să ieșim la vot. Pentru că de poziția fiecărui depinde viitorul Republicii Moldova. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu cred că copiii noștri au viitor aici acasă. Așa cum cred că copiii mei vor fi în Republica Moldova. Eu cred în faptul că noi, cetățenii țării, avem capacitatea să construim o Moldovă mai bună. Dar pentru aceasta trebuie să fim împreună. Pentru aceasta trebuie să fie stabilitate. Pentru aceasta trebuie să facem tot posibil să nu permitem, după aceste alegeri, dar și pe viitor, destabilizarea situației în Republica Moldova. Eu vă asigur că voi face tot posibilul pentru atingerea acestui obiectiv. Vă îndemn să fim împreună. Vă îndemn pe 1 noiembrie să ieșim la alegeri. Vă îndemn să votăm pentru această țară, pentru viitorul Republicii Moldova. Și sunt sigur că împreună vom reuși. Cu Doamne ajută și ne vedem după data din 1 noiembrie. Sper foarte mult că va fi victoria din primul tur și șansele sunt reale, dacă vom fi activi și vom ieși toți la vot. Vă mulțumesc, succese și cu Doamne ajută!